Mă rog, suntem săraci. Ce să zic, ați spus că suntem veninoși și ne înțepăm unii pe alții. Credeți că s-a bucurat Gigi Becali aseară că nu s-a calificat Farul? Nu, domnule, că nu e. Gigi Becali nu este un om rău, domnule, vedeți-vă de treabă. Nu, dar e vorba de competiție, de 3 milioane rău, care domnule. Intrau la Farul. De... Domnule, ascultați-mă, nu e un om rău, domnule. El nu vrea rău la nimeni. Dar el dă din gură, e normal. Este, nu trebuie să le înseamnă tot ce spune Becali. A, nu e un om rău, Becali. Ați auzit voi că a făcut rău la cineva? Ce Dumnezeu? Așa zic. Alții cum? Sunt veninoși. Câinii roșii veninoși, așa era o... Da. Doamne, formula la un moment dat. Urmă, noi trebuie să-l vedem. Doamne ferește să fiu eu de partea lui Becali, deci chiar cred că asta ar fi ultima. Sunt tone de articole împotriva lui. Dar eu mă gândesc așa. Dom'le, omul ăsta finanțează Liga 1. Dă pe companie 1,5 milioane, dă pe Miculescu 1,7 milioane. Păi, cred că la Botoșani... Ar da pe Ștefănescu 1 milion. Ar da, nu știu dacă ar da Cargeali. Da. Cred că la Botoșani, unde scrie venituri ieftine pe foaie, scrie televizări, Consiliul Județean, aport capital, Gigi Becali. Gigi Becali în fiecare an dă câte... 5, 6, 700 de mii pe 2-3 de la Botoșani. Unii se potrivesc, alții nu. Deci el a susținut financiar fotbalul din Liga 1.